În data de 30 ianuarie 2013, în jurul 8:18:30, în zona kilometrului 12, pe DN14A, conducătorul unui auto basculante nu a adaptat viteza la condiții carosabilului umed și în curba la dreapta, intră pe sensul curs de mers și intră în poziune cu alt autocamion care circula regulamentar. De asemenea, în urma evenimentului rutier, a rezultat și vătămarea corporală a anilor conducători auto.